Salutare tuturor și bun am găsit la ultimul episod din seria noastră de MC Eternal. Bă, am ajuns la sfârșit, mai avem doar câteva lucruri de făcut. Și anume, în episodul de astăzi ne vom lupta noi cu gardianul Gaia. Și avem noi aici în Lexica Botania procedeul de construire a piloanelor și a structurii care îl va spawna. Și avem aici tot ce trebuie să știm. O să avem nevoie de un active beacon și de niște piloane de astea Gaia. Și vor veni, astea sunt craftate cu pixie dust, cu toate astea, un mana pile, ne explic aici. Și cum ar trebui să arate build-ul. Putem să apăsăm aici pe visualize. Și putem să punem right click, uniblock to anchor its structure. Aha. Bun, și avem aici modul în care trebuie să îl construim. Ce știm noi? Știm că vom avea nevoie de destul de mult spațiu pentru a spawna gardianul. Așa că o să renunțăm la toate astea. Cred că am făcut un quest de greșeală, nici nu știu. O să renunțăm la toate chestiile astea de aici. Pentru că o să avem nevoie de o zonă destul de mare pentru bătălia noastră cu gardianul. Și dacă ar merge, ar fi mai bine. Zic eu că ce avem în zona asta ar fi de ajuns. Așa că o să punem și noi structura asta cât de cât centrată. Perfect. Și aici o să spawnăm noi gardianul Gaia. Bun, hai să rezolvăm în primul și în primul rând pilonii ăștia. Pilonii ăștia necesită Elementium și Pixie Dust. Elementiumul se face, dacă nu mă înșel, cu niște mana stilingot aruncate în portalul ăla. Da, două mana stilingot ne dă un Elementium și noi avem nevoie de două Elementium pentru fiecare pilon. Deci avem nevoie de 8 Elementium într-un sfârșit. Și facem și noi rost de mai mult mana steel. Ia să vedem. Nu mai avem. Luăm Iron. Luăm și noi încă 16 bucăți. Le aruncăm aici. Să facem rost de mana steel. Deci am zis că avem nevoie de 8 bucăți, asta ar însemna 16 mana steel. După calculele mele le aruncăm și adunăm Elementium-ul. Pixie Dust. Pixie Dust se face cu Mana Pearl, cred. Dacă mi-aduc aminte, un Mana Pearl e un Pixie Dust. Noi pentru pilon avem nevoie de 8 Pixie Dust. Așa că o să mai luăm niște Mana Steel, niște Mana Pearl. 10 sunt de ajuns. Da. O să ne și rămână. Perfect. Avem toate chestiile necesare. Hai să facem și Gaia pilon acum. Bun. Nature. Oh, mai avem nevoie de mana steel, cred. Am uitat că necesită și aici, să vedem. Avem să facem 4 de astea. Ce n-avem? Mana Diamond. Luăm și diamante repede. Ups, ne-am aruncat greșit. Nu, încetează. Totdeauna se întâmplă și iau cărbunele ăla din greșeală. Bun. Hai să vedem acum pilons. Facem și noi 4 de ăștia. Perfect. Și Gaia pilons. Punem Elementium și Pixie Dust acolo. 4 piloni de ăștia Gaia. Perfect. Și ne trebuie un beacon și niște blocuri de fier.
Și asta o să facem și noi. Facem un stop de ăsta de Iron Box, că de ce nu? Și beacon. Să avem nevoie de un Nether Star. În lume din sistemul ăsta de deschis intestine, cred că avem destul de 6. Bun. În partea asta, beacon. Bun, perfect. Cred că avem tot ceea ce ne trebuie pentru a face rost de structura asta. Și acum să spargem și noi aici. Repede. Bun. Și o să punem blocuri de fier. Și beaconul deasupra. Perfect. Și vedem că ăstea trebuie să stea la o înălțime de un bloc. Așa o să facem și noi. Pam, pam, perfect. Putem acum să scăpăm de fierul ăsta, avem structura completă, ne zice și în chat chestia asta. Perfect. Ce o să avem nevoie înainte să începem bătălia noastră? O să avem nevoie în felul următor de niște peturi de astea, să vedem. Night Vision avem, deși n-ar strica. Ia să vedem ce putem noi să folosim împotriva lui. Invulnerabilitate, bun. Enderman teleport nu ne trebuie. Ne trebuie o văcuță asta, ca să elimine efectele negative. Jump boost nu ne trebuie. Spam tomes, teleport home, turn around, cobble nu. Infinite Arrows avem deja, Double Chest, Brew, Jumbus, nou așa, Brights, Brings You așa, Knockback. Nu ne-ar trebui foarte mult Knockback. Ideea este că atunci când Damage Absorption, perfect ăsta, ar fi destul de bun. Și să luăm și săculețul nostru să vedem dacă avem tot ce trebuie. Deci ăsta mănâncă Cooked Fish, încă nu avem. Și cred că nu avem niciun fel de pește. Ba, avem 11. Peștișor, hai să-i facem și noi repede. Parcă avem un rest în forest pe aici. Perfect. Și luăm de aici. Cockfish, perfect. Asta Iron Ingot, așa, Iron Ingot with Obsidian Nugget și ce ne mai trebuie, mai avem vreun pet? Nu. Deci, mai avem ceva pește pe aici, avem Obsidian Nugget pentru asta. Wet o să ne trebuiască și niște, de fapt, Iron Ingot avem. Deci, Wet ar fi cam singurul de care vom avea nevoie în momentul de față. Și facem asta pentru că ne va trebui ceva rezistență împotriva gardianului. Ia să vedem dacă mai avem pe aici un petul de nave. Bun. Bă, zic că ar trebui să fie totul ok. Hai să facem zi. Ideea este că nu o să putem să ne folosim flight-ul, Angel Ring-ul nu o să funcționeze. Și va trebui să stăm într-un cerc care se va crea din chestia asta. Asta nu ne trebuie. Bun, încercăm să ne ținem inventarul gol. Aici se va crea un cerc invizibil, dar un fel de barieră, dacă am putea să-i zicem, și noi trebuie să stăm tot timpul în barieră pentru a fi siguri că îl omorâm. Hai să ne luăm și Enderbow. Dacă mai știu pe unde e Predator Tribow. Aici nu e. Din chesturile de pe aici. Deci nu e. Nu?
Unde l-aș fi pus eu? Aici? Aici nu. Bă, cred că mi-am pierdut arculețul. Și nu e ok. Noi îl aveam pe... Nu e asta. Ba, parcă ăsta era. Foarte, foarte ciudat. Nu înțeleg unde l-aș fi uitat. Aici n-are cum că nu. Nu i-am scos noi niciun fel de efecte de vreo, niciun fel de enchanturi. Aici nu e, aici nu e, sigur. Destul de ciudat. Bow, avem tribow și predator bow. Din Twilight Forest. Aici nu-i lăsa nimic, aici nimic, aici nimic. Unde aș fi putut eu să-l las, este întrebarea. S-a fi lăsat aici, nu cred. Aici, în partea asta, nu e sigur. Chesturile toate le-am verificat. Se pare că avem o problemă destul de majoră. Pentru că arculețul ăla era un pic cam foarte util pentru ceea ce facem noi acum. În fine, nu-l găsesc de niciun fel. Aici nu l-am băgat din greșeală. Aici am mai verificat de 3 ori, nici până acum nu e. Ender chest. Este pus pe aici? Nu. Am intrat într-unul din chesturile astea. Bă, se pare că o să batem gardianul Gaia fără un Ender Bow. Pentru că n-am idee pe unde am putut să-l las. Hai să căutăm după mod totuși. Ender Eye-ul poate. Ar fi vreo buc și de aia nu-l arată. Și nu, nu este nici meu. Nici în sistem. Aici n-am pus nicăieri niciun chest niciodată. În partea asta e chestul ăsta, de asta duce direct în sistem. Cred că aici este. Da, perfect, Enderbolt l-am găsit. Uitați-l complet de chestul nostru de astral bon. Hai să începem ritualul. Să vedem ce e ce cărticica, Lexica Botania. Pam, 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 crearea ritualului. To start the ritual, simply shift right click the beacon with a terra steel ingot. Take a step back and you prepare to fight for your life. Good preparation is required, thus the fight with the guardian of Gaia can be even harder than of the wither. When defeating the guardian, one can collect the prize handful spirits of Gaia. Bun. Avem terra steel-ul nostru. Și dăm și noi shift și click dreapta și o să înceapă o muzică destul de șmecheră. Deci muzica asta e genială. Bă, ești nebun? Asta are skin-ul meu, mă. Numai că e întunecat. Bă, și dăm damage, tati. Dar și el ne dă ceva damage, dar nu e nimic de speriat. Și dacă nu mă înșel... Wow. Mâncăm. Ca să-și mâncăm. Acum o să spawneze niște monștri oarecare. Vedem că nu ne luăm efectul de Wither datorită băcuței noastre care elimină efectele negative. Sunt destul de mici șansele să și murim. Pentru că avem last standing-ul. Mamă, ce genial e! Haide. Mamă, dar spawnează ca lumea monștri ăștia. Bine, totuși că avem durabilitate infinită. Nici nu văd ce fac practic de atâția monștri și atâtea larve de astea care să fie pe mine.
Wow, wow, wow. Și vedem că la urmă a revenit și el aici. Hai să-i mai dăm o lovitură. Perfect. Și am ucis gardianul Gaia. O grămadă de dropuri aici pe care trebuiesc adunate. Îl luăm și noi de pe aici ca să nu fie nicio problemă. Bă, și cam asta a fost bătaia cu unul dintre gardieni. Acum am făcut rost de spiritul ăsta, Gaia. Și cu el o să spawnăm o altă versiune de Guardian Gaia, mult mai puternică. Și o să vedem asta în minutele care urmează. Ne golim inventarul și ce am uitat eu? Am uitat să-mi pun eu căscuța noastră de Dragon Fire. Dragon Steel, pardon. Dragon Steel Helmet. Cred că și asta am uitat tot pe aici. Da, este asta. Pentru a avea și mai multă rezistență la damage. Bun, perfect. Vedem că toate sunt ok, durabilitate infinită la toate, infinită, 100%. Hai să vedem Ritual of Gaia 2. Ritualul de Gaia se va face în felul următor. Să avem nevoie de încă un terastil și de Gaia Spirit pentru a face Gaia Spirit Ingo. Bun, pentru terastil o să mai facem noi rost de un minunat terastil Ingo. Pentru terastil o să mai facem rost de terastil, da. Are destul de multă logică ceea ce zic eu câteodată. Numai că concentrarea mea este destul de mare pe ce fac aici și de multe ori nu realizez atunci când spun prostioarele astea. Oh, perfect, avem mana destulă. Bun, Sparkle Rubine, unde sunt? Hai să le punem și noi așa, așa. Așa, și așa. Și hai să aruncăm aici una de asta, de asta și de asta. Parcă așa se crafta terastilul. Perfect, facem și noi dosi de încă un terastil. Haide. Bun. Și ăsta îl vom folosi în spawnarea celui de-al doilea guardian. Facem noi acest crafting și cu ingotul ăsta va trebui să facem aceeași lucru care l-am făcut și cu terastil, și anume să dăm shift right click pe beacon și să spawnăm cel de-al doilea spirit Gaia. Haide, zic că avem tot ce ne trebuie, hai să ne asigurăm totuși, înainte ăsta nu se ne trebuiască, ăsta nu se ne trebuiască, deci asta. Pentru că ați văzut că sunt destul de multe iteme care dropează. Nici cărticica nu să nu mă trebuiască. Animalele putem să le punem aici. Și mâncarea lor. Hai să începem cel de-al doilea. Cea de-a doua. Da. Și practic este aceeași versiune de Guardian Gaia, numai că este mult mai puternică și mult mai rezistentă. Asta nu sunt 100% sigur că am putea să o batem așa ușor. Oh, oh. Deci am efecte de Weaver. Deci avem minunăția noastră de băcuță. Întrebarea este. Noroc cu la standing-ul. Bun, urmează spawnarea monștrilor. Mă bine că ne mai dă și nouă ocazia să ne refacem viața și să numărim în luptă cu Guardian. Pentru că nu am idee dacă chestia asta ne va afecta pe noi sau nu. Bun. Haide. Și cu mobii ăștia repede. Vedem că ne luăm destul de mult damage de la Guardian.
cup și un priz micuț. Pam, pam. Oh, s-a terminat. Ia să vedem unde este băiatul. Încercăm să îl batem și pe ăsta. Perfect. Bun. Și ăsta a dropat o chestie destul de șmecheră. Și anume acest zar. Ce zar care ne poate da nouă, și niște gaia spirit, desigur, ne poate da nouă un item destul de bun. Nu știu dacă o să avem șansa să-l luăm pe cel mai bun, dar ăsta o să ne dea niște inele, baubul, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Și l-am luat, Ring of Loki, Relic Soulbound to Luci. Nu știu ce, să vedem ce zice cărticica noastră de acest Ring of Loki. Dacă mergem noi aici, Ring of Loki, uite, l-am luat fix pe ăla mai important. Unul dintre cele trei inele mitice. Și este al Aesirului. Ring of Loki allows for the wearer to tap upon the trickster god Loki to effectively be in multiple places as once. A, deci ăsta ne va da nouă șansa să ne teleportăm mai multe locuri pe dată. Ceva de gen. Dar nu mă știu să funcționeze aici. Nu cred că trebuie activat cumva. Nu am idee la ce folosește neapărat, dar cred eu că este destul de OP. Băi, cam asta a fost plănuit pentru astăzi. Asta a fost plănuit pentru închiderea episodului și seriei totodată. A fost destul de distractiv să ne jucăm și cu Botania. Am făcut o grămadă de chestii. Și cred că e printre top 3 modpack-uri pe care le-am jucat și am ajuns chiar atât de departe cu ele. Unul dintre ele fiind Sky Factory 2.5, dacă nu mă înșel, și Direwolf. În restul, majoritatea m-am oprit pe la jumătatea modpack-urilor. Din păcate, n-am știut că Botania este chiar așa de distractivă și are chiar așa de multe de multe moduri și de fapt nu moduri, side quest-uri, hai să le zicem side quest-uri. Inclusiv acest Urban Table și toate astea sunt destul de OP. Și totodată Terastilul este destul de OP și ca armură și ca armă. Dacă n-am fi avut Dragon Steel, cred că puteam foarte bine să optăm pentru armura asta de Terastil. Căci vedem că are destul de multe chestii interesante. Băi, cam atât pentru seria asta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe. Dacă nu cer prea multe, o să revenim cât de curând cu o nouă serie. Bine, asta nu înseamnă că n-am putea să ne întoarcem oricând la MC Eternal pentru update de moduri atunci când se adaugă ceva interesant și chiar vrem să facem. Sau de ce nu episod de surpriză sau poate chiar și pe live-uri, pentru că în caz că nu știați, eu fac streaming aproape zilnic pe contul meu de Twitch și de YouTube. Seara în jur de ora 9-10, cam așa, mă găsiți online, ne jucăm Counter-Strike, Minecraft, Tom Clancy, Rainbow Six Siege, diferite jocuri, Overwatch, orice este jucabil și distractiv, încercăm. Bă, aveți grijă de voi, să aveți o zi faină, pa, pa!